găsit la știrile TV Giurgiu. Înainte de a deschide ediția de astăzi, să urmărim principalele subiecte pe scurt. Exercițiu de alarmare astăzi în Giurgiu. Penitenciarul Giurgiu recrutează viitori agenți și ofițeri. O giurgiuveancă de 8 ani a câștigat San Remo Junior. Urmează 4 zile de sărbătoare a orașului. Astra ar putea ajunge într-o ligă inferioară. Atențiune, urmează un test. Vă rugăm, nu intrați în panică. Acest mesaj s-a auzit astăzi la prânz în tot orașul, dar și în localitățile riverane râului Argeș din județ, după care au pornit sirenele. Inspectoratul pentru situații de urgență Giurgiu a verificat astfel sistemul de alarmare a populației în caz de dezastre. Semnalul care tocmai a fost auzit de către toți giurgiuvenii a fost unul de testare. Astfel, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Giurgiu verifică sistemele de alarmare a populației în caz de dezastre. Prin acest test au fost verificate sistemele de alarmare a populației în caz de dezastre achiziționate de Consiliul Județean în cadrul unui proiect european, al cărui beneficiar este Inspectoratul pentru Situații de Urgență Giurgiu. Cetățenii orașului nu s-au panicat la auzul sirenelor și păreau informați cu privire la existența unui astfel de sistem de alarmare. Ați auzit sirenele? Da, ne-am auzit, doamnă. Și ce trebuie să facem în astfel de moment? Să fim precauți, să vedem de treburile noastre, să fim mai liniștiți, mai calmi. V-a speriat? Nu. Ce vrea Dumnezeu? Nu. Tocmai a fost un exercițiu de verificare a sistemelor de alarmare a populației. N-am auzit că am fost în casă, era gălăgie, scoate ăștia de la subsol apa, n-am auzit. Da. V-a speriat? Nu, de ce să ne speriem? Un astfel de test s-a desfășurat în zona barajului Mihăile și în localitățile riverane râului Argeș. Alarmarea populației în caz de dezastru sau calamitate este obligatorie prin lege, iar pentru a limita efectele negative, preventiv sunt instalate sirene. Acestea avertizează rapid mase mari de oameni, iar periodic sunt verificate de organele abilitate ale statului. Giulia Tabără, o giurgiuveancă de 8 ani, calificată în finala concursului solistic San Remo Junior, a revenit din Italia cu locul întâi. Surpriza a fost una de proporții, iar participarea Giuliei una cu emoții mari. Tânăra solistă a fost sprijinită să ajungă la San Remo printr-o campanie inițiată de televiziunea noastră. Cântă de 4 ani și și-a descoperit vocația interpretând melodii prin casă. Ajunse la lecții de canto la Palatul Copiilor din Giurgiu. Obținut o bursă la Școala de Muzică a Crinei Mardare. A apărut în emisiuni TV și a participat la multe concursuri și festivaluri. Apoi s-a calificat direct în finala prestigiosului concurs de solistică San Remo Junior. Și una peste alta s-a întors de la San Remo cu premiul întâi. Spune-mi și nouă cum a fost la San Remo. Foarte frumos, mi-am făcut foarte mulți prieteni, m-am distrat, m-am plimbat foarte mult. A fost foarte, foarte, foarte frumos. Mă bucur foarte mult pentru acest premiu. Promisiunea mea a fost împlinită și mă bucur pentru asta și le urez tot tuturor giurgiuvenilor o primăvară foarte plăcută. N-am avut așa multe emoții. Mama tot zicea să faci bine acolo și eu ziceam, taci din gură, eu știu ce fac, m-am pregătit foarte mult pentru acest concurs. Puștoaica de 8 ani a interpretat la San Remo o melodie foarte grea, I Have Nothing, de Whitney Houston. Am ales această melodie pentru că este o melodie foarte grea și toată lumea poate să-mi descopere vocea prin această melodie. Giulia a reprezentat Giurgiu și România la San Remo și a concurat alături de alți 40 de soliști din 17 țări. V-ați întors de la San Remo și se pare că toate eforturile dumneavoastră, ale Giuliei și ale noastre până la urmă, n-au fost în zadar. Da, spre fericirea noastră, așa este, aveți dreptate, trebuie să mulțumim tuturor celor care ne-au ajutat să ajungem acolo și în special Giuliei, pentru că a avut o prestație de excepție, s-a adunat, a ajuns în formă maximă exact în seara concursului.
noi nici n-am visat să câștigăm premiul întâi, eram mulțumit și cu o mențiune sau cu un premiu mai mic, dar iată ne ajungi la apogeul premiilor, să spun așa. Suntem în al nouălea cer, suntem în culmea fericirii. Tu, Giulia, te așteptai să iei un loc așa de bun? Mă așteptam, dar nu prea atât de mult, dar aveam încredere în mine foarte multă. Ediția din acest an a concursului San Remo Junior. Marele premiu a fost obținut de o solistă de 16 ani din Ucraina, iar Giurgiu Vencei, Giulia Tabără, juriul i-a oferit locul întâi. Penitenciarul Giurgiu recrutează viitori ofițeri și agenți. O echipă mixtă formată din lucrători ai instituției merge în liceele din municipiu și prezintă oferta de școlarizare a Administrației Naționale a Penitenciarelor. Campania de informare a debutat astăzi la Liceul Tudor Vianu. Timp de 3 zile, o echipă formată din personalul penitenciarului Giurgiu merge în liceele din municipiu pentru a le oferi elevilor detalii și pliante privind ocuparea locurilor vacante din instituțiile de învățământ aflate în subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și celelalte instituții de învățământ partenere cu specific penitenciar. Sunt mai multe forme cu care puteți să le alegeți, precum Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza, eu fiind reprezentantul acestei instituții, Academia Națională de Informații Mihai Viteazul, București, Institutul Medico-Militar, tot din București, pentru ofițerii medici de penitenciare, Academia Forțelor Terestre Nicolae Bolcescu, din Sibiu, Academia Forțelor Tehnico-Militar din București. Și pentru cine vrea o carieră de subofițer, Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, respectiv Școala Militară de Maestri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre Basarabontei Pitești. Avantajele oferite de această instituție sunt asigurarea în condiții de gratuitate a cazării, mesei, echipării și cursurilor pe timpul școlarizării, garanția unui loc de muncă stabil după absolvirea cursurilor, prin departizarea într-o unitate din sistemul administrației penitenciare. Înscrierea pentru concurs are loc Atâtul Penitenciarului Giurgiu. Campania de informare derulată la nivel național este adresată elevilor aflați în ultimii ani de liceu și vizează creșterea interesului tinerilor pentru o carieră profesională în cadrul sistemului penitenciar prin parcurgerea cursurilor unor instituții de profil. Liceenii giurgiuveni spun că sunt interesați de o carieră în acest domeniu prin prisma stabilității la locul de muncă. De ce te-ar interesa o carieră în penitenciar? Pentru a avea un salariu bun, un loc stabil de muncă, să fac o carieră, să... Te-ai mai gândit la asta până acum? Da, ar fi o idee pentru viitor. Sincer, nu m-ar interesa o carieră în poliție, dar nu m-am gândit încă. Probabil mi-ar plăcea ca să muncesc în folosul comunității, să protejez lumea și, nu știu, să fiu mai sigură pe mine, probabil. Informarea tinerilor giurgiuveni va continua în zilele următoare la celelalte licee din oraș, în vederea recrutării candidaților pentru concursul de admitere în instituții de învățământ din Sistemul de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională. Sărbătoarea Sfântului Gheorghe se apropie și cu ea vine și sărbătoarea orașului nostru. Giurgiuvenii sunt invitați la o adevărată avalanșă de spectacole care se va desfășura simultan în mai multe locații. Zilele de sărbătoare ale orașului încep joi și se termină duminică și toată manifestarea presupune mai multe spectacole, iar giurgiuvenii sunt invitați ca, după gustul lor artistic, să participe acolo unde li se pare mai potrivit. Oferta este una generoasă și instrumentată de către Centrul Cultural Ion Vinea. Ziua de joi, cea patronului spiritual al municipiului Sfântul Gheorghe, va fi cu siguranță cea mai plină. Pe data de 23, deci în ziua de joi, invităm melomanii la o frumoasă seară de operă. Este vorba de locația Ateneului Nicolae Bălănescu, seară de operă, Bună seara, domnule Verdi. Este tot ce a scris Verdi mai frumos în interpretarea orchestrei și sopranei, mezzosoprană, tenor, altist al operei române din București.
Iată o creație verdiană într-o frumoasă seară în care este și ziua muncii nostru. Tot joi la orele 20 pe scena din fața teatrului va evolua ansamblul de cântec și dansuri populare Doina Dunării, invitați fiind toți soliștii vocali din Giurgiu și nu numai, pentru ca apoi să își facă loc o surpriză. Va urma surpriza plăcută pentru iubitorii de muzică ușoară, va evolua Cristina și Antonia până pe la orele 23, astfel încheiem ziua de 23. Zilele orașului vor continua vineri, dar și în weekend, după un program pe care îl vom prezenta în edițiile viitoare ale jurnalului nostru de știri. Numărul vehiculelor care depășesc nivelul maxim admis de poluare a scăzut cu mai bine de 2% în primele 3 luni ale lui 2015 față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit Registrului Auto Român. În urma controalelor din primele 3 luni ale acestui an, pe drumurile din Giurgiu au fost descoperite 16 vehicule ce prezentau pericol iminent de accident. Registrul Auto Român și Poliția Rutieră elimină din trafic vehiculele care pot produce accidente din cauza problemelor tehnice grave pe care le au. Astfel, în urma acțiunilor de control desfășurate în primele 3 luni din 2015, la nivelul județului Giurgiu, inspectorii RAR au descoperit 16 vehicule din 364 verificate care prezentau pericol iminent de accident. În aceste situații, una dintre măsurile luate a fost reținerea certificatului de înmatriculare, care poate fi redobândit numai după efectuarea unei inspecții tehnice la reprezentanțele Registrului Auto Român. Ca urmare a acelorași controle s-a constatat că 38,74% dintre vehicule aveau diferite neconformități de natură tehnică sau legate de acte. Din totalul vehiculelor cu probleme, 18,68% au fost considerate neconforme din punct de vedere al securității rutiere, 10,47% depășeau nivelul maxim admis de poluare, 3,3% au avut probleme legate de identificare, iar 3,3% au avut neconformități din punct de vedere al dovezii de efectuare a inspecției tehnice periodice. La finalul controalelor tehnice desfășurate în trafic în intervalul ianuarie-martie 2015, Poliția Rutieră a reținut 110 certificate de înmatriculare, 4 permise de conducere și au fost aplicate 124 de amenzi. Menționăm că sancțiunile mai sus specificate au fost aplicate exclusiv pentru vehiculele la care inspectorii RAR au găsit neconformități tehnice sau legate de acte. În județul Giurgiu, numărul deceselor a continuat să fie mai mare decât cel al nașterilor. Acest lucru conduce la un spor natural negativ înregistrat în luna a doua acestui an. Cele 10 căsnicii realizate în plus tot în februarie acest an, față de luna anterioară, n-au adus schimbări care să modifice indicatorul demografic. Important indicator demografic, sporul natural înregistrează în ultima vreme cotații negative în țara noastră, iar în ultimele 12 luni, doar iulie și august au făcut excepții. Asta înseamnă că numărul nașterilor este mai mic decât al deceselor și în Giurgiu lucrurile nu stau deloc mai bine decât la nivel național. În ultimele 12 luni, la nivel național, s-a înregistrat un spor natural negativ, cu excepția lunilor iulie și august. Județul Giurgiu se încadrează și el în această tendință. În ultimele 12 luni sporul natural este negativ. Bineînțeles că nu fac excepție nici lunile ianuarie și februarie din acest an. Tot de la Direcția de Statistică a județului Giurgiu am aflat date importante cu privire la sporul natural înregistrat în a doua lună a lui 2015. În luna februarie s-au înregistrat 163 de nașteri, 372 de decese și drept urmare sporul natural a fost negativ, adică 209. Numărul căsătoriilor din același februarie de referință, chiar dacă a fost mai mare decât al lunii precedente, tot nu a putut influența sporul natural consemnat pentru luna a doua anului 2015. Pentru a se elimina valorile negative înregistrate în sporul natural și îmbătrânirea populației, nașterile ar trebui să crească în mod considerabil, numai că în loc să se întâmple acest lucru au loc divorțuri. În județul Giurgiu, familiile care au renunțat la căsnicie au fost în februarie 2015 cu 4 mai multe decât în luna anterioară. 4 liceeni giurgiuveni au fost desemnați câștigătorii concursului de cultură generală Știi și câștigi, început în urmă cu 2 luni. Pentru cunoștințele lor, tinerii au fost premiați de către organizatori cu cărți și premii în bani.
Pe parcursul a două luni, o delegație formată din reprezentanți ai Consiliului Local al Tinerilor și al Seniorilor, împreună cu doctorul Cosmin Georgescu, a poposit în liceele Giurgiuvene și a cooptat pe elevi în concursul Știi și Câștigi, organizat în colaborare cu Inspectoratul Școlar și Biblioteca Județeană. În săptămâna dedicată sărbătoririi zilelor orașului, competiția de cultură generală a ajuns la final, acțiune ce s-a desfășurat la Centrul Cultural Ion Vinea. Elevii au răspuns la întrebările formulate la întâmplare de către doctorul Cosmin Georgescu, acumulând astfel puncte prețioase. Care era numele mic al unui cunoscut explorator și navigator, al cărui cel al nume era Diaz, a început cronometru? Care? Boris, eu nu prea văd liceu ca fel, dar nu știu. Ce nume? Liniuță la Balbu, Liniuță la Măresu și Liniuță. Aplaudați liceu teologic, răspuns corect. În etapa finală a concursului s-au confruntat câștigătorii din clasele a 9-a, a 10-a, a 11-a și a 12-a, desemnați în etapa pe liceu de la Liceul Tehnologic Ion Barbu, Liceul Teoretic Tudor Vianu, Liceul Teoretic Nicolae Cartojan, Colegiul Național Ion Maiorescu și Seminarul Teologic Teoctist Patriarhul. Pentru a acumula și mai multe puncte, elevii au trecut de o rundă de întrebări față în față cu doctorul Cosmin Georgescu. Te rog să-mi spui în ce zi e Bogoteaza? 6 ianuarie. Te rog să-mi spui ce se înțelege prin Lago Veșenie. Lago Veșenie. Lago Veșenie. Lago Veșenie înseamnă o binecuvântare, înseamnă o zicere de vie. Andra Cristea, Alexandru Preda, Andra Moisei și Cătălin Necula sunt cei patru câștigători ai concursului Știi și Câștigi. Elevii au demonstrat că au cultură generală bogată și pentru asta au fost răsplătiți cu premii în bani și cărți. S-a născut la 21 aprilie 1963 în Lupeni și pasiunea pentru muzică a făcut-o să devină cea mai importantă voce feminină a folcului românesc. Doamna de poveste și chitara sa au adus fericirea pe chipul multor oameni la ședințele Cenaclului Flacăra, alte festivaluri, ori cu prilejul spectacolelor din afara granițelor țării. Tatiana Stepa este numele doamnei folcului românesc. A venit pe lume la 21 aprilie 1963 în Lupeni și pe vremea când era eleva Liceului de Arhitectură București, a început să îndrăgească muzica folk. Așa a renunțat la vioară, instrumentul studiat 8 ani, pentru a-și face din chitară prietenul fidel cu care să aducă fericirea pe chipul celor care o ascultau. Interpretă și compozitoare, Tatiana Stepa a creat și cântat melodii pe versuri ale unor poeți precum Federico Garcia Lorca, Esenin, Adrian Păunescu, Lucian Blaga, Elena Farago, Ion Alexandru și Camelia Radulian. A activat în Cenaclul Flacăra și alături de Andrei Păunescu în Totuși Iubirea. A devenit în timp cea mai bună voce feminină a folcului românesc, reușind performanța de a aduna în cadrul unui spectacol aniversar de la Galați 50.000 de spectatori. Tatiana Stepa a cântat împreună cu Magda Pușcaș, formând grupul Partaj, grup care a activat atât în cadrul Cenaclului Flacăra, cât și independent după interzicerea mișcării culturale conduse de Adrian Păunescu. Dar ultimul lucru din toate, pe mine
Tatiana, voce de aur a României, a fost invitată la toate festivalurile de folk din țară, dar a cântat și pentru iubitorii genului din marile orașe ale Italiei, Germaniei, Franței, Republicii Moldova și Bulgariei. Viitorul apropiat al Astrei este din ce în ce mai previzibil. Vicecampioana din sezonul trecut va începe un nou proiect mai economic, iar mulți jucători vor pleca. Nici pretențiile șefilor nu vor fi prea mari. Ioan Niculae ar putea lua în calcul să se mulțumească cu Astra într-o ligă inferioară. A fost cel mai bun an pentru Astra, an în care a câștigat Cupa, Supercupa și s-a calificat în grupele Europa League. Tocmai de aceea, patronul Ioan Niculae a anunțat la sfârșitul anului trecut că nu mai vrea să investească în echipă și își va lăsa clubul să se autofinanțeze. Cu banii de pe sezonul trecut, echipa Fanion a orașului a reușit să se finanțeze până în prezent și cu puțin efort ar putea să reziste până la vară fără susținerea patronului. Deja conducătorii clubului i-au anunțat pe jucători că vor să-i transfere pe cei cu salariile cele mai mari sau chiar să-i lase să plece la vară gratis, pe cei care își încheie înțelegerea cu echipa. Potrivit site-ului sport.ro, Ioan Niculae ar fi anunțat că vrea să o retragă pe Astra din Liga 1 și să o trimită în Liga 2 sau chiar a 3-a. Însă acest lucru este puțin probabil, cu atât mai puțin cu cât Astra are șanse mari să se califice în preliminariile Europa League la sfârșitul campionatului. Sunt jucători care sunt foarte mulți, care le termină contractul în vară și probabil că gândul lor este în altă parte. Și dovadă, eu știu, nevozitatea creată sau excesivă a unor jucători. Pe plan fotbalistic, Astra se află pe loc care asigură calificarea în Europa League, însă Viitorul și FC Botoșani s-au apropiat amenințător și vor să ne ia locul în clasament. Dunărea Giurgiu a tremurat puțin etapa trecută cu Spicul Izvorul, care la un moment dat părea că ar putea să realizeze încă o surpriză. Dunărenii și-au revenit în fire și au câștigat cu 6-3. Antrenorul oaspeților a fost nemulțumit de maniera de arbitraj după ce a fost trimis în tribune de către centralul partidei. Stadionul Dunărea din Port a fost gazda unui adevărat spectacol fotbalistic pentru suporterii care au venit în număr mai mare decât de obicei să o vadă pe Dunărea Giurgiu, dar și pe Spicul Izvorul. Cu un plus de ambiție, după ce au pus umărul la detronarea Unirii Izvoarele etapa trecută, învingând-o cu scorul de 1-0, Spicul Izvorul nu a fost un adversar foarte accesibil pentru Dunărea, cel puțin până la finalul jocului. Giurgiuvenii au tremurat la scorul de 3-3, iar izvoranii au prins un moment bun și au egalat, însă Dunărea a reușit să iasă din impas și să câștige în final cu 6-3. Antrenorul oaspeților, Ionuț Budrincă, a fost trimis în tribune după ce a protestat la deciziile arbitrului. Un arbitraj ca ăsta, să dai penalti la o fază care se dădea fault în atac, nicio treabă. Deci au arbitrat cum se arbitrează la Dunărea. La un moment se părea că puteți reveni în joc și chiar să obțineți. Da, am revenit și atunci, în momentul respectiv, domnul Vitan a găsit de cuvință să dea un penalti care nu avea nicio treabă cu... Nici defensiva nu a funcționat astăzi. Nu, am jucat și noi. Am avut doi accidentați, am avut și capitanul echipei care a jucat cu întors, atacantul Cosat n-a mai putut, a avut o întindere. Nici pentru Gheorghe Țațăr nu a fost un meci ușor, antrenorul consumând multă energie la marginea terenului. Un meci mai greu decât mă așteptam. De fapt, de la începutul partidei mă așteptam să fie meci greu. Dar e bine că am avut puterea să revenim după egalările alea și golurile care le-am primit, zic eu, pe greșeli personale. Ăștia-s copiii la ora asta, mai greșesc, e bine că am reușit să câștigăm. Din punct de vedere al jocului, sunt mulțumit, să zic că sunt mulțumit. Nu 100%, că n-ai cum să zici că ești mulțumit 100% când iei 3 goluri acasă. Altceva? Despre arbitraj? Nu comentez arbitrajul. Nu, că n-are rost. Ce, poate el când a dat penalt sau la fautul nostru, probabil că n-a văzut, copilașul ăla de acolo n-a avut curajul să intervine și asta e ce se... Atâta se poate. Mugurel Vrabie de 2 ori, Drăghia, Miu și Remuș au înscris pentru Dunărea Giurgiu, iar Mocanu, Buduru și Stănciulescu pentru Spicul. O fetiță în vârstă de 10 ani, Marina Bănaru, a reușit performanța carierei la sfârșitul săptămânii trecute. Giurgiuveanca iubește tenisul de masă, iar la turneul top 12 s-a clasat pe poziția a 5-a la nivel național, în condițiile în care a pornit cu ultima șansă.
Weekendul trecut a avut loc la Mediaș cel mai important concurs de tenis de masă pentru copiii cu vârste cuprinse între 8 și 10 ani. Top 12 a strâns cei mai buni tineri sportivi, printre care s-a numărat și giurgiuveanca Marina Bănaru, care a avut o ascensiune formidabilă în ultimii ani. În urma performanțelor obținute, s-a calificat în topul celor mai bune 12 tenismene din România. Cele 5 înfrângeri puteau fi limitate la chiar 2. Asta însemna o poziționare în clasamentul general mai mult decât foarte bine, care se confunda exact cu medalie de argint sau bronz. În final, Fetița a ieșit poziția 5-a și automat, în baza bonificației care au obținut, locul 12 l-am înlocuit cu locul 7. La turneul final, sportiva antrenată de Angel Corbu, în cadrul CSM Dunărea Giurgiu, a obținut 6 victorii și 5 înfrângeri, clasându-se pe poziția 5-a la sfârșitul competiției. Sincer să fiu, mă așteptam la puțin mai mult, dar am făcut cât s-a putut. Toți copiii au fost buni, pentru că sunt primii 12 copii în clasamentul național, deci toți am fost foarte buni. Ce mai urmează pentru tine acum? Ce competiții? Urmează concursul de junior 3 individual, care presupun că se va ține la Constanța. În urma turneului, Marina a acumulat 17 puncte, care vor conta în mare măsură în calificările pentru viitoarele turnee. Ne dă mari speranțe la concursurile viitoare, mai bine zis la Paleta de Argint, care va fi peste 2 luni la Bistrița, și campionatele naționale de la Constanța din septembrie. Anul viitor, Marina Bănaru va concura la categoria de vârstă 11-12 ani. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează rubrica Meteo, după care Mariana Brăgaru pune punctul pe I de la 19.45, iar Sorin Berbeniciuc se află între da și nu alături de senatorul Lucian Iliescu de la ora 21. Sunt Alex Iordănescu și vă invit să rămâneți cu TV Giurgiu. La revedere! Miercuri vremea se încălzește în majoritatea regiunilor. Cerul va fi variabil cu norări și ploi slabe pe arii restrânse în nord-est și cu totul izolat în rest. Local, vântul va sufla cu putere pe parcursul zilei și va scădea treptat în intensitate spre seară. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 grade în nordul Moldovei și în depresiuni și 20 de grade în vestul Olteniei. Dimineața, în nordul și centrul țării, precum și în dealurile subcarpatice, vor fi condiții de brumă. Vreme predominant frumoasă miercuri pentru giurgiuveni. Cer variabil, vânt slab și moderat și 17-18 grade la amiază. În județul Giurgiu se vor înregistra 17 grade la Bolintin, Vale, Mihăilești, Ghimpați, Izvoarele, Hotarele și Comana și 18 grade Celsius la Giurgiu. Vântul va sufla cu 17 km pe oră din direcția nord-est. Presiunea atmosferică va indica 755 mm coloană de mercur, iar umiditatea aerului 63%. Apele Dunării sunt în creștere cu 2-8 cm, cota probabilă 364 de cm.